Salut, sunt Paul de la tutorialevideo.info și în acest tutorial vă voi arăta o modalitate foarte ușoară prin care puteți să vă creați propriile filmulețe grupând într-un singur loc și editând foarte ușor poze, videoclipuri sau fișiere MP3, adăugând filmulețului dumneavoastră chiar și o coloană sonoră. Pentru a face acest lucru vom folosi programul numit Windows Movie Maker, care se instalează odată cu instalarea versiunii dumneavoastră de Windows. Și dar odată cu instalarea sistemului de operare se instalează și acest Movie Maker, care, după cum îi spune și numele, poate să realizeze filmulețe. Indiferent că aveți Windows XP, Windows Vista sau mai noile versiuni 7, acest program este foarte ușor de găsit. În cazul meu, eu am Windows Vista și îl găsesc foarte ușor. Dacă scriu în căsuța de search Windows și mi-apare în lista de programe, după cum vedeți, Windows Movie Maker. În cazul Windows XP aveți tasta F3 pentru search sau puteți să îl găsiți foarte simplu în calea C, Program Files, și îl vedeți acolo în folderul Windows Movie Maker și veți accesa calea executabilă a acestui program. Bun. Odată ce am deschis programul, cam așa arată. Vedem în partea de sus, ca orice alt program. În partea din stânga avem numele aplicației, în partea din dreapta avem butoanele Minimize, Maximize și Close. Nu voi insista deoarece sunt arhicunoscute. Și apoi avem butoanele meniului File cu New, Open, Save. Avem Edit cu Undo, Redo, Cut, Copy, Paste și așa mai departe. View, unde putem să vizualizăm fie timeline-ul, vedeți în partea de jos că se modifică, fie storyboard. Acest lucru se poate modifica foarte ușor și de la acest buton din stânga, de jos, storyboard sau timeline. Ce mai avem la tools, putem să-i trucem titluri sau credite, effects, transitions, mă rog, și așa mai departe, însă toate aceste elemente sunt prezente și în partea din stânga, unde avem această parte de collections. Și avem effects, transitions, imported media, unde avem practic fișierele noastre pe care le vom introduce și care le vom integra în proiectul nostru. În partea de view putem de asemenea să vedem, să vizualizăm fie partea de tasks, fie cea de collections. O scurtătură către aceste butoane se află și în această parte. Avem fie partea de tasks, fie partea de collections. Bun. Ca un prim pas în realizarea proiectului nostru este să importăm fie din partea de import, fie de pe o cameră digitală, fie de pe hard discul nostru, și avem posibilitatea, după cum se vede aici, să importăm fișiere video, fișiere de tip JPG, JPEG, fișiere foto sau fișiere audio sau muzică. Haideți să adăugăm câteva poze. Se deschide această pagină de browse, de asemenea foarte cunoscută, și se poate selecta, se poate selecta una singură sau se poate selecta mai multe prin grupare. Apăsăm click pe butonul import și vedem, au fost selectate aceste poze care vor face parte din proiectul nostru. Haideți să adăugăm și un video. De asemenea, se deschide pagina de browse și mergeți în computer unde aveți dumneavoastră orice fișier media. Haideți să introducem și un fișier audio ca să fie toate prezente. Bun, în acest moment am selectat toate obiectele pe care le folosim în proiectul nostru și este foarte ușor să le introducem prin drag and drop. Efectuăm click și tragem această poză în partea de jos, unde, vedeți, apare deja un preview. Iar în partea din dreapta avem acest mini player, unde deja ne apare primul element care îl avem noi în proiect. De asemenea, se vede și în partea de jos, în storyboard, deja avem introdus această poză. Haideți să mai introducem încă una, la fel cu drag and drop. Haideți să introducem apoi filmulețul, foarte ușor, tot cu drag and drop. În acest moment avem în proiectul nostru 3 elemente. Haideți să introducem și celelalte poze. Și așa mai departe, indiferent câte poze sau filuțe avem, putem să creăm, vedeți, putem să introducem mai multe cadre. Bun. Așa cum v-am spus, partea de storyboard este folositoare în cazul în care dorim să vedem clar elementele care au fost introduse, însă fel de folositoare este și partea timeline.
Aici vedem exact cât durează un anumit cadru, adică cât de mult stă pe ecran o anumită poză. Vedeți, dacă efectuăm click pe unul dintre aceste elemente pe care le-am introdus, este încadrată cu un dreptunghi negru, care reprezintă practic dimensiunea. Adică va începe de la secunda 4.92 și durează până la secunda 9.72. Noi putem însă să efectuăm click pe acest chenar și să îl tragem fie mai în dreapta, fie mai în stânga, în funcție de dorințele noastre. Dacă vrem să-l facem mai scurt, îl tragem mai în stânga, dacă vrem să-l facem mai lung, îl tragem mai în dreapta. La fel și cu filmulețul și la fel și cu alte poze. Fișierul audio, de asemenea, poate fi introdus foarte ușor, drag and drop, pe partea de audio and music. În momentul în care, înainte să facem drop, vedem că avem o bară verticală de tip albastru, care ne va indica momentul în care va începe piesa să meargă. Dacă o poziționăm aici, în acest moment, la acest moment, piesa noastră va începe să cânte. Putem să o selectăm și să o mutăm de asemenea mai în față sau mai în spate. În cazul pieselor, în momentul în care acestea sunt introduse, ele sunt introduse cu întreaga lor durată, după cum se vede, însă această durată poate fi, așa cum v-am arătat și în cazul celelalte elemente, poate fi modificată și haideți să o facem atât de mică cât este și restul proiectului nostru. Se face foarte ușor click pe acest chenar și se scurtează poza cât de mult vrem. Bun. În acest moment, proiectul nostru, să zicem, are o formă brută. Mergem din nou în partea de storyboard, dăm click pe primul cadru, ca să-i spunem, și apoi, dacă efectuăm click în player pe play, vom observa cum filmulețul nostru deja începe. Deci deocamdată este doar un filmuleț în care se schimbă pozele în mod clasic de la una la alta. Așa cum am spus, există posibilitatea să selectăm ca piesa să înceapă doar după un anumit cadru. Vedeți? În acest moment nu va începe de la început, ci va începe de la secunda 2.60, unde este selectat cu ajutorul acestei linii verzi. În partea de storyboard este foarte ușor însă să adăugăm din partea de edit efecte și tranziții. Se poate efectua click pe fiecare dintre aceste efecte pentru a se vedea o previzualizare a lor. Vedeți, indiferent pe care l-am vom apăsa, vedem previzualizare. Și cum adăugăm aceste efecte sau tranziții? Foarte ușor, facem drag and drop, după cum se vede pe acest mic slide, dintre două cadre. Și în acest moment, practic, ce înseamnă acest lucru? Trecerea de la primul cadru la al doilea cadru, adică de la prima la a doua poză, se face folosind acest tip de tranziție. Și haideți să mai folosim încă una pentru aceasta și încă una pentru aceasta. Dar în parte de effects, de asemenea, se pot adăuga efecte pentru modul în care va apărea un cadru. Haideți să folosim, de exemplu, ease in. Acesta însă facem drag and drop pe poza pe care dorim să se realizeze efectul. Vedeți, în partea din stânga jos apare această steluță care înseamnă că poza noastră, cadrul nostru are un efect. Mergând înapoi în partea de timeline, vreau să vă mai arăt încă o chestie care este foarte, foarte interesantă. Să zicem că doriți să efectuați un colaj de piese bazate pe anumite poze. Vom merge la partea de audio and music și vom mai adăuga încă o piesă, oricare piesă. Facem și cu aceasta drag and drop, din nou aceeași poziționare și vreau să vă arăt încă o chestie, este modul în care putem face ca o anumită piesă, în acest moment prima piesă se termină și apoi începe cea de-a doua piesă, însă există o scurtă pauză între ele. Pentru a evita însă aceste neplăceri, vedeți, se efectuează click și dacă tragem în partea stângă spre piesa inițială, vedem cum această bară albastră intră puțin peste spațiul primei piese și asta înseamnă că
prima piesă încă nu s-a terminat și deja începe pe fundal cea de-a doua piesă, ceea ce permite practic trecerea foarte ușoară de la o piesă la alta fără a se sesiza schimbarea. În acest moment, dacă suntem mulțumiți de proiectul nostru, putem da din nou play și vedem în acest moment efectul poi din nou efectul de poziție asupra filmulețului. Cu spărea nu trebuie instalat alt soft sau nu trebuie să căutăm licențe pentru alte programe sau tutoriale pentru programe mai complexe. Tot ce avem nevoie este doar să avem pozele pe care dorim să le incorporăm și, normal, acest program care se instalează, cum am spus, odată cu Windows-ul. Cam atât am avut de spus în legătură cu acest Windows Movie Maker. Vă mulțumesc!